Aici sunt cu bunicuța, o femeie de aici din sat. Asta iarnă rază pada până genunchi. Zberau oile de foame pe aici, n-aveam un pai de fân. Și mătușa avea un par de lucernă și unul de fân. Adică două clopi. Unul de lucernă, unul de fân. Și când au văzut oile zberând așa, mi-au dat furci și am împărțit fânul și lucerna la oi să le dăm să mănânce. Deci bunicuța chiar mi-a ajutat asta iarnă foarte mult, nu că mult. Mai rar așa oameni. După aia iar se duc să ne iau, iar a fost bine, numai atunci a fost rău. Atunci chiar a fost rău, era zăpada mai sus de genunchi. Rar găsești oameni așa să... Așa săritori. Exact. De ce i-ați ajutat? Apa, așa e bine, că și Dumnezeu ne ajută dacă ajutăm noi oamenii la căzut. Cuștiva de aici am. Ridică-i, Bubi. Ecco. Marinel, cum e să te trezești în cea mai frumoasă simfonie din lume? E ceva plăcut, cu ei place. E ceva frumos.
Auzi păsările cântând dimineața. Ai auzit un lătrat de câine, un clopot, chiar cucu. Tare plăcut. Foarte frumos. E ceva natural, e ceva... E ceva unic. E ceva unic. S-auzi tu sute sau chiar mii de păsărele cântând una peste alta. Deci ceva, nu știu, am ales acum primăvara, cântă mult păsărele. Ele încep de la 5, chiar 5 fără. Vin cu lumina afară și ele încep să cânte. E ceva frumos. E ceva natural. Aia, e ceva natural. E ceva natural. Așa de bine am dormit, n-am dormit numai câteva ore. Da. În gălăgie, nu-i mașinul ăsta și să te trezești cu sunete de păsări așa cântând, e ceva frumos. E ceva... Cui îi place, e ceva plăcut, e natural, e... Nu gălăgie de mașini, nu... Care, bineînțeles, alea... Aia e o poluare fonică, până la urmă, că... Nu-i deloc plăcut. Normal, că în orașe, la ora asta, deja încep... Începe agitația. Exact. În schimb, aici, agitația e la păsări, care se cânte mai frumos, până ca alta. Da. E ceva frumos, e ceva plăcut. La ce oră te trezești? Pe la 5, 5 fără altă dată. M-am avut. Așa și pe la 4 nu mai dormeam deloc, nu mai... Până se făcea ziua. Acum nu mai e problemă, Ovidiule, că acum se satură repede. Acum 2 ore se culcă. Mă, la dimineața tot e bine să le dai drumul până de soarele să mănânce o tură pe umbră, până se deie soare. Deja când de soarele se culce prima tură. Face foarte mult. Le ajută mult. Până se răsară soarele să mănânce un sătur. Dar nu-i, să zic, nu-i rouă pe iarbă. N-are treabă rouă. N-are treabă, mănâncă. Din contră, mănâncă mai bine. Dacă te uiți la ele, ele deja încep să scoale una câte una, una câte una, să plece. Ele știu programul. E timpul să plece. Se scoale, se scarpine, se miște dintr-o parte în alta și imediat pleacă, acum. Și cum procedați, dacă ele se duc? Unul încărcați măgarul și... Da, unul rămânem, punem pe măgar și unul plecăm cu ele. Tot așa... Dar de obicei, cam amândoi puneam pe măgare, că ne trăzeam mai de noapte. Și atunci puneam amândoi, când deja pe timp se erau măgare încărcate. Și atunci chiar dacă plecau, nu mai era problemă. Aseară înainte să te pui în cojoc, adică când te-ai pus în cojoc jos, te-am întrebat că dacă o să avem o noapte liniștită și tu ai zis din prima că da, o să avem o noapte liniștită, pentru că n-au dat câinii de urmă. Da, n-au dat câinii de urmă, nu au lătrat, să zici că alup sau ceva și ăsta. Acum eu cam știu câinii și după cum latră și după... Știi dacă în seara aia o să da, și fie ceva sau nu. Acum mai ies porci, mai ies fel și fel de capre, fel și fel de animale sălbatice. Dacă nu latră alup, latră aparte.
mână mai mult pe urmă, să duc, vin. Nu. Nu ați fost atenționați că în zonă sunt lupi sau urși? Aici nu, am fost atenționat, am fost la Ponor, am fost la Căzănești, acolo iară mi s-a zis că este lup. Acolo l-au și văzut Sebi, ziua, nu? Uh-huh. O, drag, 12 mare, cam așa a fost. Când l-au văzut. Acolo chiar mi s-a zis că este lup și că umblă și că... Nu mai dăduse oamenii de el pe acolo. Acum lupul umblă mult, nu are numai un teritoriu, să zici că numai undeva stă. Lupul umblă zeci de kilometri, sute de kilometri. El nu stă numai într-un loc. El circulă mult, lup. Este o altă animale și au un teritoriu, stau acolo. În schimb, lupul nu iar. Lupul nu are sute de kilometri. N-are din județ în județ. Nu să zici că numai într-un loc stă. Vezi, nu te-am mai întrebat până acum. Ai auzit întâmplări ca ciobanii să fie atacați de lupi? De lup nu am prea auzit așa. Dar nu am auzit evenimente care au pățit ciobani cu lup și vorba aia. I-au omorât oile și câteva oi și poate chiar și câte 20-30 de oi, 40 de oi. Tot așa. La un atac. Da. Cum sunt fel și fel de cazuri, fel și fel de probleme. Da. Întâmpin multe cu animale. Chiar întâmpin mulți. Care are animale și ăsta. În special oi, capre și din astea. Trebuie să fie 24 cu 24 ca număr lângă ea. Nu le poți lăsa sânge. Și am ales în zone de deal, în zone muntoase, unde umblă lup. Și asta. Destul de rău. Lupul nu are un teritoriu sigur. Unde zici că nu a fost niciodată, pe acolo treci. Unde nici nu te aștepți.
Marinel, după cum ai spus tu, oile au pornit înainte de 7. Păi ele știu programul, mă vede. Știu programul, singure. Știu programul și nu s-a bat de la el. Nu, dimineața, înainte de 7, 6:30, chiar și când se lumine, ele deja încep să plece singure. Fără să le dai tu după ele. Ele așa s-au obișnuit. Știu programul ăsta și cu ăsta continuă. Și bine dimineața când pleacă din noapte. Cât mai din noapte se plece. E foarte bine. Cam cât pasc? Pasc o oră, două și se pun? Păi în două ore acum se tule, dacă asta că trecem în partea asta. Lăsăm iarbă bună. Știu niște lucruri pe aici cu iarbă bună. Două ore se culcă după aia. Doarme o jumătate de ori. Ceas. Păi, iar mai mănânc un ceas și ceva, iar mai doarme, să culcă de câte 3-4 ori pe zi. Acum. Acum le mere tot bine. Din ce în ce tot mai bine, tot mai bine. Nu contează mult că ele mănâncă tot la curat, tot la curat, tot la curat. Nu, stăm, am ajuns ieri aici după masă, stăm azi, mâine nu mai stăm pe aici. Ne mutăm în altă parte, să nu mai mânci în aceeași dără. Și păi mâine, că mânci tot în curat. Atunci lor le place când mâncă tot în curat, tot în curat. În spălat, cum zicem, contează mult când mâncă oaia la spălat. Thank you.
Lacă-te! 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 Lacă-te!
Ovidiule, ele când dă de căldură mare, nu, ar cam sta. Uite, nu vezi că și acum, de exemplu, stau. Dar încă e prea de dimineață să stea. Că cei numai 9 ceas, cum să stea? Or stat un sfert de oră, le-am lăsat să stea, că nu mai mâncau. Acum le tot chem, le tot mișc. Deci când vrei tu, atunci le cam le să stea? Păi, cam la amiază numai. Le las un ceas să stea atunci. În rest le las câte 10-15 minute să stea după sus zile, iar le mai chem și le mut locul dintr-o parte în alta, că ele când le mut locul și asta dă de iarbă mai bună, mai curată, scurioasă și încep să mănânce. Așa dacă le las să stea toată ziua, nu faci nimica. Ce se întâmplă dacă le lăsă doar mai mult? Se mișorează stomacul în ele, se obișnuiesc așa, să clocească toată ziua, să doarmă. Nu e bine. Și numai te miri că... Păi, slăbesc. Că de ce nu pune carne pe ea? Păi, dacă stă toată ziua la umbră, cum să pună carne pe ea? Nu-i destul că doarme noapte. Ziua, cauzi ea să nu prea stea, să mănânce. Așa asta e un lucru bun, să mănânce. De-aia e ziua cu ele. Nu-i destul că acum e nopțile mari încă. Destul de mari. Cu cât mănânc mai mult, cu atât o să se facă mai bună. Păi normal, ea se lărgește, ele acum o să lărgesc, acum să... Ea, dacă tot mănâncă, tot mănâncă, se mărește stomacul în ea, că pe iarnă a fost stomacul mai strâmt în ea. Acum... Interesant cum ai spus și tu, că ca să le provoci să mănânce, mergi pe loc nou. Exact, atunci ele sunt curioase și mănâncă. Sunt curioase ele. Deci e spălată, e iarbă bună și... Ia iarba numai ce-i place ei, chiar dacă nu acum stai să mănânce la ras. Dar le muți, când vezi că dau să culce, cum le chem în altă parte, cum dau să culce, cum le chem în altă parte, ele atunci își fac vânt, își fac porneală singure să mănânce. Dacă le lasă să clocească toată ziua, la umbră nu prea faci treabă cam nimic, atunci nu prea, rezultate cam zero, n-are rost. Deci ora e aproape 10, dar
oile încă nu stă deloc. Ele au avut de două ori. Da, tentația să stea. Dar nu le lăsat. Nu le-a lăsat. Ai văzut, le-am lăsat atunci 10 minute să stea, că chiar nu mai voiau să mai meargă deloc. Și le-am chemat iară, mai departe, să pornească. Uite, și noi ne-am oprit acum ca să discutăm acest aspect și câteva dintre ele s-o pun jos. Se culcă. Dacă nu le chem acum, le lasă așa, ele zac aici și câte două ceasă. Poate și după masă. Dă căldura și ele zac, nu le mai iau. E, dacă le chem mai departe, ele își fac vânt, să mănânce, să astea. De aia, eu le cam tot chem după mine, le tot astea, le tot mișc, le tot, ca să mănânce. Nu stai pe loc. Și acum coborâm jos la apă, poate le și zete un pic, să bea și apă, să stai pe lângă apă, să mănânce pe acolo, că e iarbă bună pe acolo. Nu ar fost deloc pe acolo până acum. Sunt sigur că e mâncare bună acolo și să vezi după aia ce pas pe acolo pe vale, mai și o umbră, și mai asta. E altfel. Așa, dacă le lasă să stea numai la umbră, nu prea poți face treaba. Aici trebuie să fie o casă, părăsut. Aici sunt cu bunicuța, o femeie de aici din sat. Asta iarnă razăpada până genunchi, zberau oile de foame pe aici, n-aveam un pai de fân. Și mătușa avea un par de lucernă și unul de fân, adică două clare, unul de lucernă, unul de fân. Și când au văzut oile zberând așa, mi-au dat furci și am împărțit fânul și lucerna la oi, să le dăm să mănânce. Deci bunicuța chiar ne-a ajutat să iarnă foarte mult, nu că mult. Mai rar că așa oameni. Iar se duc să neau, iar a fost bine, numai atunci a fost rău. Atunci chiar a fost rău, era zăpada mai sus de genunchi. Rar găsești oameni așa să... Așa săritori. Exact. De ce i-ați ajutat? Apa așa e bine, că și Dumnezeu ne ajută dacă ajutăm noi oamenii la cășiți. Hai, stați, pasă, pentru animale, bunicuța pentru animale ne-o dat, pentru animale și... Și cu noi, nu pot să zic, de câte ori trecem pe aici și ăsta și... Ape.
tot timpul ne servește. Fost altfel. Cu ce da, poate, cu ce are ea. Cum vă numiți? Pupa Marioara. Cum? Pupa Marioara. Doamna Marioara, câți ani aveți? Doamna tale, câți ani dai? Hai să vezi. Apă mulți. Hai câțiva, ai mulți. Mulți. 77 de ani împlinesc în septembrie. Mulți înainte. Și el împlinesc acum 80-80. Și moșul 80, dar moșul săracul. Asta iar n-a mai umblat, dar acum ce că nu mai poate, o căzut la pat, e bolnav. Nu mai poate. Cum se numește ce zona asta unde sunteți noastră? Așa e, aici aceam la Zapoze. Și acolo, la Cloia, că ceam la Densiu, la Veșinul. În zona Cărmăzănești. E, la Cărmăzănești. Zona Cărmăzănești. Ei, Doamne. I s-a mai întâmplat să mai vină pe aici cu oi? Oh, au venit de când mașiu, de când eram mică, de curiam cu ei, acum nu mai spui. Veneau de la Alba, veneau, treceau pe vineau, aici. Meream acolo, la aici, apoi. Nu, era frică de câini, apoi strigau la ortașă, aveau grijă de câini, apoi când ne părea nouă de bine să îi vedeam oile acolo și câini și nu, prunși, prăpăgiți. Nu ca acum, acum sunt altfel. Acum nu le mai place oile. Acum gata, numai orașul și orice trebuie și alea, televizoarele și jocurile și alea. Și mai demult aici cu ce vă ocupați dumneavoastră? Cu ce v-ați ocupat? Noi am ocupat, aveam boi și aveam vaci, două vaci, doi boi și junci. Și aram cu plugul și semănam cu mâna, așa, cu cucuruzul și griu și semănam. După aceea, acum mai încoșa, când o cresc cu copii și începură până în sat, duc și noi mașină de aia și făceam și puneam și noi cu mașina și asta. E, dar acum așa e aici, acum nu mă spin. E pustiu. Pustiu. Gata-i. Păi, mătușa-i singura aici, care mai stă aici, în zona asta. Apă, dar atât zic ce leze să ne mută peșoară, să ne mutăm acolo. Dar nu-mi place, că eu m-am gidat aici. Că... Eu singură și eu abar n-am. Și dar... doamna Sanda, fata la bunicuța, stă în sat, dar nu-i place în sat la bunicuța. Ea aici au crescut aici. Apoi, ei au doi peșori și sunt casatorii. Ce fac și o babă cu o muș? Se împiece. Hai, stai, pasau! Da, sărăcuța, bunicuță, chiar mi-a fost mare, mare folos asta ea. Deci mai rar așa oameni cu suflet dați de la Dumnezeu să... Bătrânii noștri, care trebuie să-i prețuim și să-i iubim și să-i respectăm. Vorba aia, când ai un bătrân lângă tine, păstrează și mulțumește la Dumnezeu că ți l-a dat. Nu-ți bate joc de ea. Greu. Nu știu, eu tare bine m-am înțeles cu bătrânii. Și ai spus că v-a făcut și de mâncare aici. Da. Și acum ne-au chemat să ne dea un parte din ars. Foarte, foarte omenoși bătrânii. Deci chiar foarte. Pentru că sunt oameni care au trecut prin greutăți și știu exact ce înseamnă greutăți și exact lipsurile. Și lipsurile mari. Da. Chiar și fata bunicuții, doamna Sanda, o să trecem și pe la ea în partea aminte că și are o grădină tot așa, ne dă, are căsuță, ne dă cheia de la căsuță, de acolo. Deci, n-are rost să vorbim, niște oameni de nota 2000. Deci pe aici, zonele astea, încă sunt oameni buni, cu suflet, cu care... Și mă bucur foarte mult pentru că ai venit și mi-ai arătat pe doamna Maria. Deci... Și să-mi spui povestea. Deci chiar mi-a ajutat foarte mult asta ea. Îți dai seama, mi-a dat o plaie de fân și una de lucern. I-am dat-o la urmă. Era zăpada până la genunchi. M-a ajutat mult. Foarte mult, nu că mult. Deci foarte mult. Atunci a stat pe loc. Da, păi am stat 2 zile aici. 2 zile am stat aici. A fost bine atunci.